Bună seara, bine v-am găsit! Iată cele mai importante subiecte ale zilei. Liderii PNL și PDL Mureș salută alegerea lui Klaus Iohannis în fruntea liberalilor. Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a devenit noul președinte al PNL în urma scrutinului desfășurat în cadrul Congresului Ordinar al Partidului. Iohannis a câștigat alegerile pentru președinția PNL, primind 1334 de voturi, contra candidatul său Ioan Ghișe fiind votat de 150 de delegați. Președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre, speră ca noua conducere să aducă o organizare mai bună în cadrul partidului. Conducerea Partidului Național Liberal cu Klaus Iohannis în fruntea ei, în primul rând, cred că va fi o conducere care se va organiza mult mai bine, va fi o conducere care va aborda lucrurile mult mai serios și sper că primele alegerile prezidențiale să reușim să avem un proiect pentru România, un proiect care să convingă cetățenii români că suntem vrednici de potul lor. Președintele PDL Mureș, partid membru al noii Alianțe de Dreapta, Dorin Florea, a declarat că, în esență, problemele liberalilor sunt aceleași, chiar dacă au o nouă conducere. Era de așteptat și nu comentez. Problemele le rămân aceleași. Bine că și-au clarificat poziția, dar problemele lor rămân. Mai puțin de 14% dintre elevii din Târgu Mureș optează pentru școlile profesionale. Asta relevă rezultatele unui chestionar de interese școlare și profesionale realizat de Primăria Târgu Mureș. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 2500 de elevi din clasele a 7-a și a 8-a, precum și părinților acestora. Din cele 92% de chestionare validate, reiese că părinții și elevii își doresc în continuare obținerea unei diplome în detrimentul unei meserii, spune primarul municipiului Târgu Mureș, Dorin Florea. În continuare, părinții și copiii sunt tributari dorinței de a avea copilul o diplomă. Reiese foarte clar că i-a fost foarte facil părintelui sau întrevede o posibilitate facilă de a obține o diplomă superioară. Domeniile de cel mai mare interes sunt turismul și alimentația publică, 19% dintre opțiuni, ele fiind urmate de estetică și igiena corpului și comerț, cu 12% dintre opțiuni. Construcțiile, instalațiile și textilele sunt pe primul loc în ceea ce privește interesul profesional al tinerilor. Următoarea etapă este identificarea a 6 locații unde vor avea loc orele practice și teoretice, acestea urmând să fie dotate de municipalitate. Nu mă doare capul vis-a-vis de școlile de arte și meserii care pot mâine ocupa acest profil. Sunt deja conturate, au săl de clasă. Sunt unele puse la punct, unele foarte bine puse la punct. Dar atelierele. Atelierele intră în discuție, deci locurile practice, și anume să fie în împrejurimea, în apropierea școlii. Dacă nu sunt în apropierea școlii, să fie într-o locație în care să fie ușor accesibilă, să fie împărțită în mai multe unități de profil pentru a nu aglomera și a sprijini copilul. O altă componentă pe care municipalitatea o ia în calcul este pregătirea resursei umane, respectiv a maiștrilor. O parte dintre aceștia ar putea să fie aduși din străinătate, spune Dorin Florea. Nu mă împiedică nimeni să-mi aduc de afară, să-l hotărăsc în Consiliul Local, să putem angaja, să vedem ce formulă legală pot să am, să angajez persoane care, într-adevăr, să aibă expertiză în domeniul ăsta. O altă propunere pe care municipalitatea o are se referă la abandonul școlar, situație în care elevul va fi pus la plată pentru perioada în care a beneficiat de formare profesională. Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul își vor putea continua studiile în clasa 11-a învățământului liceal. După lucrările de reabilitare de la grădinița cu numărul 16 din Târgu Mureș, reprezentanții primăriei au investit într-o altă instituție de învățământ cu probleme. Este vorba despre fosta școală numărul 19 din Remetea. Copilașii se vor putea bucura în următorul an de o școală dotată corespunzător. Lucrările la fosta școală numărul 19 din Remetea au fost finalizate astăzi. Copilașii din cele trei clase primare și preșcolari vor avea începând de anul viitor băncuțe noi, geamuri termopan și toalete în incinta clădirii. Cu siguranță primăria ar fi făcut această investiție mult mai devreme, dar nu aveam acea canalizare, nu aveam sursa de apă, acum e cu totul altceva. E benefică, e în favoarea copilului. Nici nu am cuvinte, vă spun, sunt atât de mulțumită de ceea ce s-a realizat aici. Direcțiunea este recunoscătoare primăriei Târgu Mureș, cu atât mai mult cu cât micuții care învață aici nu au parte de condiții atât de bune la ei acasă. Continuăm lucrările în vacanță, am finalizat în mare parte investițiile de la fosta școală 19 din Beș, așa cum o știu târgumureșenii.
În ceea ce privește termopane, băi aranjate, gresie, faianță, tot ce ține de bunul mers al instituției școlare, cred că în mare parte am realizat. Investiția se ridică la suma de 200.000 de lei, bani proveniți de la bugetul local. Peste 600 de tineri sunt așteptați să urce pe scenă în acest weekend la Festivalul Copiilor de la Daneș. Noutatea din acest an o reprezintă schimbarea locației cu una mult mai atractivă pentru toți vizitatorii. Locul special amenajat pentru concerte și competiții va cuprinde o zonă unde turiștii vor putea să-și așeze corturile. Organizatorii au pregătit pentru copii și părinți o mulțime de surprize, concursuri și concerte. În cadrul festivalului, cei prezenți vor putea să participe la Târgul Cărților, o idee inedită a inițiatorilor, care doresc să le facă cunoștință copiilor cu spiritul de dăruire. Mai exact, micuții vor putea aduce de acasă cărți pe care le-au citit deja și să primească altele în schimb de la ceilalți copii. Am mutat locația pe un platou de deasupra comunei Daneș, un platou care este mult mai frumos, ai o vedere splendidă din acea zonă pe toată acea vale, este mult mai mare platou, respectiv permite activități, desfășurarea activităților un pic mai larg și un pic și mai zgomotoase, pentru că nu am foarte apropiat case sau locuințe. Anul trecut, festivalul s-a bucurat de prezența a peste 25.000 de persoane. Organizatorii speră anul acesta la un număr mult mai mare de vizitatori. Acest festival are o deviză clară a implicării, a responsabilizării celor care se implică în acest festival și a sprijinului comunității județene, pentru că acest festival are un impact la nivel județean. Nu vorbim de un festival punctual la Daneș, ci vorbim de un festival care va implica actori din tot județul Mureș și, bineînțeles, cei care au reușit sau înțeleg să vină să participe. Festivalul Copiilor se va desfășura pe data de 5 și 6 iulie la Daneș. Cap de afiș sunt Alex Velea, Andreea Bălan, Ana Lesco și Alina Irimia. Intrarea este liberă. Penitenciarul din Târgu Mureș a rămas cu un sfert dintre deținuți. Aceștia se numesc acum internați. Pentru a-și spăși pedeapsa potrivit noului cod penal, penitenciarul din Târgu Mureș devenind astfel centru de detenție. În ultimele luni, magistrații au analizat dosarele celor peste 500 de deținuți de la Târgu Mureș, mulți dintre ei beneficiind de aplicarea legii cele mai favorabile. 150 dintre aceștia au fost eliberați, iar altor 150 le-a fost schimbată pedeapsa din închisoare în internare. De asemenea, 400 de deținuți cu vârsta de peste 21 de ani au fost transferați la alte închisori. La Târgu Mureș au mai rămas doar 200 de tineri care trebuie să-și ispășească pedeapsa. Nici regimul de executare a pedepsei nu mai este același, activitățile fiind axate pe educație și învățământ. Schimbările de la penitenciarul din Târgu Mureș au creat însă și unele dificultăți în sistem, deoarece deținuții care au fost transferați erau cei care susțineau activitățile agricole, zootehnice și de deservire din penitenciar. Acum, cele 21 de hectare de teren agricol și îngrijirea porcilor se fac cu tinerii deținuți mai puțin experimentați, dar și cu personalul angajat. Conducerea penitenciarului se așteaptă ca în perioada imediat următoare să fie transferați la Târgu Mureș mai mulți tineri din alte zone ale țării, numeroase dosare fiind acum pe rolul instanțelor de judecată. Oferta electrică a reprezentat evenimentul cel mai important al săptămânii trecute pe piața Bursei de Valori, atrăgând 1,95 de miliarde de lei, adică aproximativ 44 de milioane de euro, fiind cea mai mare ofertă publică din istorie. Prețul minim pe acțiune a fost de 11 lei, iar prețul de intrare între 11 și 13,5. Per total, investitorii din retail au achiziționat aproximativ 21% din ofertă, deși se preconizau doar 15%. Sindicatul de intermediere anticipează că va fi admis la acționare în data de 4 iulie. Vlad Mănișor a detaliat și perspectivele săptămânii viitoare în ceea ce privește evoluția bursei. De asemenea, fondul Proprietatea a anunțat începerea plății ca urmare a diminuării valorii nominale din 27 iulie, fiind vorba de 0,05 lei pe acțiune. Eu zic că ne putem aștepta din nou la creșteri săptămâna aceasta. Există un optimism mare și pe piețele internaționale. Văd în continuare perspective bune, mai ales că urmează să listeze electrica și sunt convins că vor veni bani noi în piață. Vreme frumoasă se anunță pentru următoarele zile. Haideți să urmărim prognoza meteo.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie jurnalul de astăzi. Dacă aveți sugestii sau informații care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știri@stv.ro. Sunt Natalia Lazar, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!